Accidentul a avut loc la intrarea pe autostrada București-Pitești. Ofițerul de poliție a încercat să întoarcă pe linie continuă și să ajungă pe contrasens. A crezut, spun polițiștii, că are timp până la venirea microbuzului, dar impactul a fost violent și niciunul dintre șoferi nu l-a putut evita. Veneam pe banda 2 de la București și pasatul pe banda 1 și la un moment dat mi-a dat întors în fața, mi-a tăiat calea. Ofițerul de poliție care a provocat accidentul este inspector la școala de poliție de la Câmpina și a fost și el rănit ușor. Conducătorul autoturismului nu s-a asigurat la efectuarea manevrei de întoarcere, încălcând marcajul dublu continuu și intrând în coliziune cu un maxi-taxi. Polițistul va fi acum suspendat din funcție și pus la dispoziție până la finalizarea cercetărilor în cazul accidentului. El va fi acuzat de vătămare corporală.